Bună, iubițelelor, ce mai faceți? Toate bune și frumoase? Haideți că avem treabă! Iubițelelor, astăzi o să facem un videoclip pe care bănuiesc că foarte multe dintre voi îl așteptați deja de o bună bucată de vreme, dar na, nu a fost nimic intenționat, pur și simplu na, așa s-a nimerit, asta a fost ordinea, nu mai insistăm, uite că acum i-a venit rândul acestui videoclip referitor la o gamă de rujuri Bourjois, gamă de rujuri care mie îmi place foarte mult și am zis că hai să vă prezint și vouă și să vă arăt și nuanțele pe care le-am achiziționat până acum, dar vă mărturisesc că în măsura posibilităților și sigur a ceea ce va mai interveni pe parcurs, în sensul că vor fi și alte produse care cu siguranță mă vor atrage atenția și mă vor tenta, nu mai insistăm că știți și voi prea bine cum se întâmplă lucrurile astea. Totuși aș vrea să mai achiziționez niște nuanțe pe care le-am văzut deja pe la diverse magazine și cred că așa am să procedez și în momentul în care or să apară noi nuanțe, adică în sensul că în colecția mea or să apară noi nuanțe, vi le prezint imediat. Deocamdată, ia uite, foarfecele vrea să fie vedetă, sunt mai multe elemente aici care vor să fie mari vedete. Ce poți să le faci? Lasă-le așa, astea sunt niște pensule, lasă-le așa să fie vedete acolo în videoclip. Bun, iubițelelor, hai să vă prezint, pentru că le-am terminat sau aproape le-am terminat. Prima cafea aceea roșie, Davidoff, e terminată de atunci, din momentul ăla în care v-am prezentat eu un videoclip și ca prim produs și v-am spus că e extraordinară și așa este, e minunată, e extraordinară. Iar acum, din acestea două pe care mi-au mai rămas foarte puțin, deci am mai rămas foarte puțină cafea din cele două cutii și am preferat să le combin într-un recipient, într-o cutie metalică din aceea ornamentală foarte simpatică. Le găsiți de obicei la departamentele cu produse pentru bucătărie. Și pentru că eu tot le amestecam în ceașca de cafea, atunci am zis hai să le amestec și să vă prezint. Ideea finală e aceeași ca la început. Adică această cafea îmi place mai mult decât aceasta, nu știu de ce, mărturisesc sincer că aș fi vrut, nu că aș fi vrut. Eram aproape convinsă că aceasta va fi cafeaua preferată, cel puțin dintre cele două, dar uite că nu s-a întâmplat așa, nu știu de ce. V-am dat eu toate detaliile în materialul cu descrierea celor trei tipuri de cafea. În fine, și o să vedeți voi acolo ce și cum. Asta e superbă și asta e superbă, dar să știți că e tare, tăria 10 din 12, dar nu știu dacă e tare, amară. Sigur că voi puneți zahăr, dar eu vă descriu cum e cafeaua în sine. E tare, e amară, e masculină, ca să zic așa. Acum vedeți și voi, deci e o cafea masculină, dar e foarte bună. Eu am, după ce am, că ordinea a fost așa, mai întâi cafeaua asta, după aceea cea roșie. Și în momentul în care am văzut că cea roșie e pe inima mea, făcută după inima mea, am început să combin asta cu cea roșie și în fine. Deci asta e ideea, cafelele sunt foarte bune, le-am și terminat, minunate, vi le recomand și acum le cumpărați și voi, sau mă rog, dacă o să vi le cumpărați, le cumpărați și voi după cum v-am descris eu și știți de acum pe care dintre ele o preferați. Bun, acum să trecem la rujul. Eu am aici patru dintre ele. Este vorba de gama Rouge Edition de la Bourjois cu 12 ore duzeur, 12 ore rezistență, 12 ore pigmentație, rezistență și așa mai departe. Deci uitați acestea, haideți să le țin și invers ca să le vedeți și mai bine. Și astea sunt nuanțele pe care le am eu acum. Stați un pic să vedem așa.
Pe buze, pentru că am zis că hai să începem deja, pe buze să fie deja un ruj, știi, în momentul în care încep videoclipul. Și rujul este acesta, care se numește Cherry My Cherry și e numărul 34. El e deja început și e deja și consumat aproape integral. Dar nu știu de ce, sau mă rog, pe unde am bântuit eu, nu l-am găsit pentru recumpărare și atunci asta a fost. După cum se poate vedea, e un roșu minunat, un roșu foarte intens, o nuanță medie, deci un roșu mediu spre închis, deja se duce spre acel roșu închis, dar e absolut superb. Nu știu dacă au neapărat o aromă, dar în fine, o să vedem la celelalte. Dar nu știu dacă e neapărat necesar să. Nu are absolut niciun miros, e ok, deci acelea dintre voi care sunteți mai sensibile la tot felul de arome, parfumuri, mirosuri și așa mai departe, cât de frumoase, nu o să aveți nicio problemă în direcția asta. Deci acesta este Cherry My Cherry 34. Bun, și acum să le vedem pe celelalte. Hai să luăm așa în direcția, în sensul în care sunt ele așezate aici în fața mea. Și o să urmeze acesta, care se numește Red Bell și e numărul 44. Eu am mai avut, inițial am avut aceste două nuanțe, Cherry My Cherry și Red Bell, așa, dar pentru că în momentul recumpărării, la recumpărare am văzut că am putut reface stocul, ca să zic așa, deci am avut cum să recumpăr această nuanță. Nici nu știu, s-ar putea nuanța cu pricina să fie la capitolul produse terminate, dar eu aș vrea cumva să fac în așa fel încât produsele de machiaj să constituie o categorie aparte de produse terminate, de empties. Cred că, uite, și asta mi-a dat ideea ca să precizez acolo la fiecare material în parte, la fiecare videoclip de acesta în parte, să precizez acolo dacă e vorba de produse de machiaj. Cred că am să precizez numai la produsele de machiaj. Parcă mi se pare mai firesc așa. Bun, deci acesta este Red Bell, numărul 44 și hai să vedem cum arată. Se poate observa ușor că e un roșu mai deschis, un pic mai deschis decât Cherry My Cherry și îl deschid acum și pe acesta. Se vede. Se vede că acesta, Red Bell, e mai deschis, un pic mai deschis la culoare, dar e un roșu, roșu curat. Cred că e acel True Red și e roșul mediu, de intensitate medie, acesta Cherry My Cherry, ducându-se deja spre ceea ce înseamnă roșu închis. Bun. Eu când am aplicat această nuanță, Cherry My Cherry, nu am folosit niciun fel de creion de buze și poate că e mai bine așa. Ia să facem un swatch și pe mâini, pe mână. Ia uite, pe mână. Și cred că o să facem așa și după aceea încercăm pe buze. Acesta e deja încercat pe buze, dar când trecem la Red Bell, da, ca să avem o imagine mai clară. Și nu o să folosim creion de buze, tocmai pentru a vedea exact și cum se aplică și tot. Acesta este Red Bell și îl aplic aici dedesubt. E în aceeași idee, același tip de subton, dar un pic mai deschis. Deci aceeași idee, același subton, dar mai deschis. Nu știu, vedeți voi aici ce vreau să zic. Așa. Bun, și acum hai să iau un șervețel
sau poate nu chiar același subton, că unul, cel de sus, parcă e mai trandafiriu, un trandafiriu mai închis și, da, în fine, poate n-am zis eu, poate n-am zis eu bine neapărat subtonul, dar parcă e aceeași familie de culoare, știi, și numai un pic mai, în fine, acum nu, stai că se pare că erau cam încălcite acolo. Nu contează, le așezăm după aia. Și acum ștergem. Și o să aplicăm numai, nu am să mai folosesc vreun balsam de buze sau altceva, pentru că aș vrea să, Red Bell, pentru că aș vrea să nu alunece prea tare rujul pe buze și să ne schimbe ideea de textură, de... O primă impresie, se aplică foarte ușor. Se aplică foarte ușor și nu întâmpini probleme în a-ți contura frumos buzele. Deci acesta este Red Bell. Foarte frumos. Foarte frumos rujul. Nu știu dacă în, eu cred că în gama aceasta sunt numai rujuri roșii, pentru că altfel aș fi probabil de aici ruj Edition, în ideea de nu numai, știi, în ideea de nu numai de ruj alevră ruj în sine, ci și de culoare, o gamă de rujuri roșii. Foarte frumos. Sigur, acum nu o să pierdem aici timpul, voi mai puteți, dar ideea e clară, știi, mai puteți contura mai bine buza superioară, buza inferioară, dar să nu pierdem inutil timpul. 44 Red Bell. Bun. Acum ce urmează? Acum urmează ruj baz numărul 10. Și uite cum arată, e și mai deschis la culoare, se vede clar că e și mai deschis la culoare. Nu știu dacă am să, poate ar trebui să le las un pic deschise aici. Să dau capacele la o parte. Ei, și uite, acum se vede clar, cel mai deschis e aici, ruj baz, în mijloc Red Bell și acesta este Cherry My Sherry. Așa. Bun. Cred că am să le las așa în picioare. Sper să nu se întâmple niciun dezastru pe aici. Am mult să mai închid rujurile așa. Și hai să-l aplicăm pe acesta. Hai să-i facem ruj baz numărul 10. Și hai să vedem foarte cremos. Foarte cremos. Și hai să vedem cum arată pe mână. Uitați. Foarte cremos și foarte plăcut. Ia să vedem acum și pe buze. Pardon. Ia. Așa. Ruj baz. Deosebit de pigmentat și foarte cremos. Foarte cremos. Acesta ruj baz, ia uitați,
îl simt mai cremos parcă, deci mai cremos decât Red Bell, parcă mai cremos decât Red Bell. Și mai cremos și decât Cherry My Sherry, iar Cherry My Sherry, acesta primul, este mai cremos decât Red Bell. Dar e posibil ca pe măsură ce folosiți rujul să până la urmă să fie toate cam la fel de cremoase. Dar acum, la o primă impresie, știi, când l-am când l-am aplicat pe buze, remarcat clar prin cremozitatea deosebită. Foarte frumos. Acesta este ruj baz 10, numărul 10. Și mi se pare o nuanță mai potrivită sau foarte potrivită pentru primăvară și vară. Așa. Ia să vedem mai departe. Ce avem? Pink Catwalk și este numărul 41. Uite-l cum arată și se vede clar că e mai pe roz, așa a virat spre roz, s-a îndreptat așa spre roz. Și ia să le desfac și pe celelalte, să sperăm că nu o să fie niciun dezastru pe aici. Și uite, uite-le, Pink Catwalk acolo, în stânga. Ruj Baz, aici avem Red Bell și în cealaltă extremă Cherry My Sherry, care poate fi identificat mai ușor după faptul că e aproape consumat, știi? Așa. Bun. Hai să vedem acum, să avem grijă că, na, dacă le scap pe aici, păcat ar fi că se rup, s-ar distruge. Și aceasta este Pink Catwalk. Așa, hai să-i facem, să-l încercăm aici. Iarăși, foarte cremos. Îl simt la fel de cremos. La fel de cremos îl simt, absolut superb. La fel de cremos, vedeți? Se observă diferența de nuanță dintre ele. La fel de cremos ca pe acesta ruj baz. Foarte cremoase, superbe. Hai să vedem să vedem cum arată și pe buze. Așa. Și să-l aplicăm. Super cremos și lucios, așa, îmi place, e foarte, foarte frumos. Să aveți grijă că se pot tăia un pic, astea cremoase în special, să aveți un pic grijă, mai ales dacă e cald în casă, cred că e un firișor pe aici. Uite ce frumos e! Superb! Superb. Da, deci și acesta e Pink Catwalk. Mă uităm acum la capace pentru că pe ele scrie culoarea și ar fi păcat să le încurc capacele, știi? Iubițelelor, cam asta e prezentarea din această zi, pe ziua de astăzi. V-am spus, mie îmi plac foarte mult aceste rujuri. Absolut, deci le iubesc, efectiv le iubesc
Și chiar țineam din tot sufletul să vă prezint videoclipul acesta și să vedeți și nuanțele despre care vorbeam. Da, uite, gata, l-am găsit, l-am identificat, era un firișor. Și îmi plac foarte, foarte, foarte mult, sunt absolut superbe. Și acesta ultimul, Pink Catwalk, mă face impresia că e o nuanță care va merge de minune. Nu că acum nu ar fi potrivită, ba, e potrivită, dar parcă va merge de minune în primăvară și primăvara și vara. Așa. Iubițelelor, cam atât pentru pe ziua de astăzi. Nu știu, să vedem ce o să urmeze, că am deja mai multe lucruri care stau la rând, dar poate n-ar fi rău să facem un machiaj și cred că de data asta o să facem unul dintre machiajele, unul dintre tipurile de machiaj despre care vă spuneam că sunt în vogă acum, și după aceea iarăși un alt haul și tot așa. În fine, și mai alternăm noi cu alte lucruri de fashion și îngrijirea pielii și ce mai este. Dar eu cred că așa aș vrea ca după acest, ca următorul, mai bine zis, următorul videoclip să fie cu un machiaj care se folosește și e în vogă acum, mă rog, un machiaj foarte plăcut, foarte interesant, un machiaj pentru absolut toate vârstele. Și o să vedeți că o să vă placă. Iubițelelor, deocamdată atât pentru ziua de astăzi. Vă pup și vă zic pa, pa!